Bună, oameni frumoși, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Pentru cei ce sunt noi pe acest canal, eu sunt Bianca. Mă bucur că ați ales astăzi să fiți lângă mine și dacă sunteți hotărâți să rămâneți pe acest canal, v-aș ruga să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când eu postez câte un clip și, bineînțeles, dacă vă place ce o să auziți și o să vedeți astăzi la mine în clip, v-aș ruga la sfârșit, în secțiunea de comentarii, să-mi lăsați o părere sinceră, cât se poate de sinceră. Și să nu uitați să și distribuiți pentru a vedea și prietenii voștri ceea ce fac eu. Vă mulțumesc! Poate că mulți dintre voi vă întrebați de ce nu mai apar și fizic în clipurile mele. Stați liniștiți, nu am pățit absolut nimic. Doar că am vrut să schimb un pic tematica canalului meu. Am vrut, pe lângă informația pe care vi-o livrez eu de fiecare dată, la ea să mai adaug și alte lucruri, cum ar fi poze, mici filmulețe, alte materiale, pe lângă informația transmisă prin a vă povesti toate aceste lucruri. Sper să vă placă cum am ales să fac unele clipuri, pentru că nu o să le fac pe toate. Dacă vă place, dați un like și scrieți-mi în comentarii părerea voastră. Ca să nu mai lungim, haideți să trecem la povestioara noastră. Am zis astăzi să continui seria mea de povești horror cu o veche legendă urbană de care sunt sigură că ați auzit cu toții, doar că nu sunt atât de sigură dacă mulți dintre voi și știți anumite lucruri despre Muma Pădurii, pentru că despre ea vorbim. Muma Pădurii este un personaj din mitologia românească care apare adesea în poveștile populare românești. În tradiția populară românească, ea este numită și vrăjitoarea pădurii. Se mai spune că este urâtă, sihastră și locuiește în inima pădurii și sperie oamenii care trec noaptea pe acolo. Se pare că este prezentată în folclorul popular slav sub numele de Baba Yaga. Muma Pădurii este alcătuită din crengi uscate și mușchi de copaci și poate fi rea sau bună. Cea mai adesea personificare, conform tradiției populare românești, este cea unei femei urâte, bătrâne, cocoșate, care bocește în pădure, locuiește în cele mai întunecate locuri și caută să ucidă oamenii care trec noaptea pe acolo, apoi trupurile lor fiind devorate. Pe lângă crimele comise, tradiția ne mai spune că pădureanca, cum se mai spune în unele zone din țară, era cea care fura copiii din leagăn sau îi îmbolnăvea. Femeile se păzeau de puterea ei, așezând tămâie, o mătură și o foarfecă lângă pătuțul micuțului. De asemenea, împotriva farmecilor ei, se făceau descântece făcute doar de descântătoarele locului. Descântătoarele luau o mătură, foc, un topor și o oală de apă, se așezau în pragul ușii de afară și cât descântau, se uitau la un pom. Mama copilului, stând în spatele acesteia, asculta cu nerăbdare tot ceea ce zicea descântătoarea pentru a-și scăpa copilul de blestem. Se descânta numai când soarele era pe muchi, el a sfințit. Când descântătoarea zicea ca focul te-o arde, focul era aruncat pe jos. Când spunea cu toporul te-o tăia, se bătea cu toporul în colțurile ușii. Când spunea cu mătura te-o mătura, atingea cu mătura podeaua de 3 ori, iar cu apa te-o ineca, vărsa apă pe jos. Dacă acest descântec era spus cum trebuie, copilul era liber de blestemul Mumei Pădurii. În județul Bistrița, Muma Pădurii este prezentată ca fiind o făptură magică. Până acum 80 de ani, locuitorii spuneau că au văzut-o noaptea, strigând la lună, și că uneori se arăta la bordeele celor ce locuiau în apropierea pădurii, pentru a le cere un piaptăn și unt, pentru a-și face părul lucios și frumos. Tot legenda ne mai spune că dacă erai vizitat de Muma Pădurii, nu aveai voie să rostești mai mult de 3 cuvinte. Dacă rosteai cel de-al 4-lea, îți era luat glasul. Se mai spune că oricărui curajos care reușea să o lege pe această făptură, îi se îndeplinea orice dorință ar fi avut.
Aparițiile acesteia poate mai sunt și în ziua de astăzi, sau cel puțin nu mai sunt ca în vremurile de demult, deoarece oamenii nu mai cred în absolut nimic. Oameni buni, aceasta este mica povestioară. Nu știu dacă această mumă a pădurii exista vreodată sau a fost doar o legendă veche, dar cert este că dacă nu ar fi, nu s-ar povesti. Rău este la tot pasul și doar cu credință în Dumnezeu putem scăpa de el. Eu am fost Bianca și până data viitoare vă pup și vă urez toate cele bune. Ciao!